bine ați venit la spectacolul nostru. Noi vă înțelegem nerăbdarea și actorii sunt nerăbdători să înceapă acest spectacol. Tocmai de aceea, foarte pe scurt, voi spune următoarele vorbe. Comedia Rămășagul a lui Vasile Alexandri o dedicăm celor săraci, triști și fără speranță, precum și celor bogați care cred în spiritul vesel al lui Vasile Alexandri. Distribuția este următoarea. Teodoreanu, Sandu Dobleac, Mărândica, Mariana Dragomir, Narcisa Hangan, Nicu Eduard Roșca, Madame Franz Aurica Ene, Păcușarul și Suflorul Pilar Romeo. Avem muzica originală scrisă de Petre Ștefănescu. Regia tehnică, Cornel Minciogiu. Regia artistică și scenografia, Ion Friș. De femeia lui cu atâta dibăcie, încât a mărturisit că este de lui. Iar bărbatul înșelat. Nu citești un roman, nu vezi o comedie în care să nu întâlnești un bărbat înșelat sau luat în râs. Mai mir și ascultătorii din ziua de azi cu bărbați. Știu eu. Încheiere. Spiritul femeiesc este alcătuit din trei părți din iad. Auzi? De trei părți din iad și una din rai. De aceea un bărbat cu minte trebuie să se păzească de a da nevestei sale pricin de a-l înșela, căci proverbul zice, femeia hotărăște și Satan împlinește. Se vede treaba că autorul acestui articol e căsătorit și se teme de sopacul să te căsătorească. Socoți? Păi eu unul dacă l-aș întâlni, i-aș zice,
Domnule, nu te gândesc că femeile au mare istețime. Dar totodată sunt încredințat că numai bărbatul cel prost se poate lăsa înșelat. Pe când un bărbat cu minte și cu oarecare istețime, niciodată. Ba, eu dacă l-aș întâlni, i-ar zice. Domnule, ai toată dreptatea. Femeia poate ori și când să înșele pe bărbat, fie bărbatul cât de isteț. Pentru că fiecare femeie are câte un drepușor mitică care o păvățuiește. Bravo, ți-am că tot așa gândești ca vara ta? Păi eu... Au! Încă nu-s maritată, nu pot să știu. Are dreptate, Tinca, dar lasă să se mărite. Își apoi evidea dacă-i partea fi. Păi și cu cine ți le zic atunci? Cu mine sau cu vara ta? Cu dumneavoastră! Vara mea! Ai văzut ce am spus eu? Bravo, bravo! V-a spus amândouă contra mea. E pentru că avem dreptate. Vorbe. E, cu toate că eu sunt singur, cred că nu mi-ar fi greu să vă bilez. Spuind rămășar pe ori și ce îți voi, că în 24 de ceasuri nu mai putea ușa. Măcar pe sunt bărbat. Deci, ca cu focul, Teodorene? Nu te juca cu focul? Pe mine mă ustura de voi frice. Ții rămășarul? Auzi? Niculi a adus un șal care îmi place foarte mult. De mâine înșela pe un orice tip, mâine să te plimbi cu șalul. Trimitar să-și aducă. Ei, nu te gândi că încă nu l-ai câștigat. Bine. Uite ce ceasul să fie. 8:20, e vreme de bal. Nu mergi la bală, îți bară nici rău. Nu, ca o să-mi fie niște vizite. Da, tu te duci? Mă duc să mă întâlnesc cu niște prieteni. Madame Franț! Madame Franț! Da, cu părâiașule! Spune vizitiului să tragă la scară. Imediat, cu părâiașule! Ai să întârzi mult, Teodorene? Vreo două ceasuri, mai mult. Da. Nu uita să treci pe la Niculi să spui să-mi aducă șalul. Încă nu mai înșelat. Orvar. 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 Ce a făcut bărbatului tău să-ți propui un astfel de rămășac? Nu știu, dar lasă că l-o învăța eu cum să judece femeile. Dar bine, și ce fără ai să vășe? Eu l-ai vedea. Acum, ți-ai și închipuit om? Ți-am spus că fiecare femeie are câte un drăgușor mititel care o păbățuiește. Madame Franț? Madame Franț? Dragă părinți, vă venit! Madame Franț, vino, te rog, până sus. Imediat! Spune și mie, verișoară, ce ai să faci, mă rog, matare? Am să-l fac pe bărbatul meu să se înamoreze de mine. Dar cum se poate? De ce, îți pare greu lucru? Bă, nu, dar păi... Ce poftești tu, părinți, mă? Dragă madame Franț, vreau să te rog să-mi faci o slujbă. Ce știi ce dată? Să ai bunătatea, să mergi până la trotorul de vis-a-vis care vinde costumul de bal maschie și să-mi iei unul. Dar să spui că e pentru dumneata. Dar eu n-am fost interesat la bal maschie. Dar păi nici cer de la dumneata să trudești pe la baluri, madame Franț. Ce vreau să merg eu însă. Așa. Foarte bine! Mergem dată la Floritorile! Să nu stai mult, madame Franț! Nu? Părinte, dragă, să mă răzită că te-am înțeles planul. Dacă l-ai înțeles, cu atât mai bine că nu-i fi obligată să ți-l tălmăcesc. Au și rata cum vă ascunde din mine. Da? Dar parcă tu nu te asculti de mine ca să citești răbașe ce-ți trimite... Nico, Alinescu? Cine? Nico? Și-a spus că știu tot. Bre, da frigui, mi-am ghețat de știi pe strune. Ticuță, că trebuie să te iubesc eu, ca să fiu de strajă, noaptea în miez de iarnă. Numai un amor înflăcărat ca al meu poate îndura 37 de graduri de frig. Hai, într-un Dumnezeu, la... Thank you.
Vino, dragă, mă, te aștept să te trec la piept, că de fric și de-al tău dor, eu înghet și mor.
Michele.